Tot pe plan extern, inundații de proporții în nordul Germaniei după o furtună puternică, traficul feroviar și cel aerian au fost date peste cap, străzile orașelor au fost transformate în râuri, iar transportul public a fost paralizat. Părți din orașul Port Hamburg au fost acoperite de ape după ce râul Elba s-a revărsat și a provocat inundații pe străzile din apropierea apei. Autoritatea feroviară din Germania a raportat perturbări ale circulației pe anumite rute din unele părți ale țării, care i-au făcut pe mulți dintre călători să întâmpine anulări, întârzieri și devieri. Printre rutele afectate s-au numărat cele din Hamburg și Hanovra către Frankfurt și München. Operatorul național de căi ferate al Germaniei a precizat că arborii căzuți au deteriorat firele electrice sau au blocat liniile de cale ferată în mare parte din nordul Germaniei, dar și în landul central Hesse. În Hamburg, râul Elba a inundat străzile din jurul pieței de pește din oraș, iar apa a ajuns pe alocuri până la brâu. Autoritățile au declarat că valurile generate de furtună lângă orașul Port au ajuns la peste 3 metri, adică peste nivelul mediu normal din această perioadă. Inundațiile au loc în contextul în care vremea violentă a adus ploi abundente și vânturi puternice și a făcut ravagii în țările de pe coasta Mării de Nord și a Mării Baltice. Autoritățile din Germania au rămas în alertă ca urmare a faptului că există riscul să crească nivelul valurilor Mării Nordului.